despre resetarea noii generații și o nouă filmare scandaloasă, ce au ajuns să facă neomarxiștii cu copiii și cum au ajuns să-i folosească pe aceștia fără acordul părinților. Acestea fiind spuse, dați-mi voi să o prezint invitații, să le mulțumesc că sunt împreună cu mine și să trecem la treabă pe George Simion și Cornel Dobrițoiu. I-ați văzut? O salut de asemenea pe avocat Alice Drăghiș, sărut mâna Alice, mulțumesc. Bună seara tuturor! Împreună cu noi, Carmen Avram, europarlamentar al Partidului Social Democrat, sărut mâna Carmen, mulțumesc că ești cu noi. Și nu în ultimul rând, Dan Andronic, director al evenimentului zilei. Bună seara, Dan, mulțumesc. Bună seara tuturor! Breaking news. George Simion, prezent aici în studio, anunță proteste uriașe în data de 2 octombrie împotriva actualului regim politic și cere imperativ organizarea de alegeri anticipate. De ce, domnule Simion? De ce nu? Unul și de ce doi? De ce nu? Proteste pentru că România este independentă din punct de vedere energetic, cu o guvernare sănătoasă, cu o guvernare românească. Românii ajung să plătească de 5 ori, de 10 ori prețul energiei produsă în România, energie pentru care au muncit părinții și bunicii noștri. Sunt multe alte state care nu au un sistem energetic independent, au pus pe butuci sistemul energetic și au liberalizat prețurile la energie și acum pretind că nu ne-ar da voie Uniunea Europeană să înghețăm prețurile. Dacă românii nu ies în stradă, vor ajunge să plătească direct și indirect, direct la factură și indirect de la bugetul de stat, niște prețuri mult, mult prea mari și să beneficieze în continuare de miliarde de euro în urma acestor tranzacții, trader, firme intermediare, oameni care nu au nici un clin, nici în mânecă cu România, care exportă acești bani. Virgil Popescu, Klaus Iohannis, toată guvernarea de stângă-dreaptă, își dau cu stângul în dreptul, sunt vinovați și trebuie să plece. Dacă într-adevăr nu se înțeleg, PSD-ul va părăsi guvernarea și vom ajunge la alegerea anticipată. Aveți informații în sensul ăsta sau e doar simțul nostru politic? Simțul meu politic îmi spune că PSD-șilor ar trebui să le fie frică dacă vor fi alegeri pe bune în anul 2024 și trebuie să facă ceva. Denunțarea coaliției, aceste măsuri cu care se laudă ei și așa insuficiente, pe care nu o să ajungă să le implementeze, ar trebui să fie un motiv suficient de puternic ca această coaliție împotriva naturii să se destrame. Ce vă face să credeți, domnul Simion, că același popor care n-a ieșit masiv în stradă la scumpirea uriașă și aberantă a carburanților o va face acum în cazul utilităților? Din păcate, noi nu avem entități care să coaguleze, să scoată oamenii în stradă organizat. Un val așa, fără susținerea unor instituții media. Hai să zicem a serviciilor secrete. Așa, ați spus dumneavoastră. Păi și n-aveți și noastră niște general patrioți care să vă ajute în sensul ăsta? Eventual pe domnul Dobrițoiu și încă 2-3. Domnul Dobrițoiu nu știu dacă are logistica necesară la dispoziție să vă ajute în acest să scoată oameni. Noi suntem destul de bine organizați în teritoriu, vor veni oameni în fiecare județ și facem apel și la alte structuri politice dacă vor să conteze. Că nu vor să vă legitimeze pe dumneavoastră și nu vor să transforme un meeting împotriva facturilor uriașe într-un meeting politic. O să spună, o să vadă toată țara cine sunt ei de fapt. Eu am mare încredere că ieșiri repetate în stradă, care fac parte din arsenalul măsurilor democratice pe care le avem la dispoziție ca opoziție, o să facă ca acest guvern să fie cel puțin mai favorabil românilor decât este în ce prezent. Ce vă face să credeți că veți fi în stare să generați primul rând de alegeri anticipate din România de după 1989, domnul Simion? Iarna care va veni, situația actuală, PSD-ul nu își mai poate salva propriul... Mizați pe plecarea PSD-ului din coaliție și dărâmarea guvernului și ulterior picarea lui în serii repetate, cel puțin două? Eu mizez pe faptul că nu se va face nicio rocadă la nivel de prim-ministru. Sunt convins de lucrul acesta și cei că de la PSD... Că nu vrea PSD... Ciolacu sau că nu vrea Ciucă să-i dea funcție? Că nu vrea niciunul din cei. Nu vor niciunii, nici alții. Ciolacu și-ar lega o piatră de moară. Nu sunt capabili să guverneze. Au venit cu niște măsuri ca să arate că protejează pensionarii. Dacă protejau într-adevăr pensionarii, nu le dădeau cu o mână 100 de lei și le luau 500 de lei la facturi cu
altele și la, la prețuri. Faptul că nu se plafonează prețul și pentru agenții economici duce la o scumpire în cascadă a prețurilor, duce la închiderea firmelor românești. Antreprenorii români nu mai au de unde să susțină prețurile din ce în ce mai mari. Materia primă care vine din, din exterior se scumpește pe zi ce trece. Așa că situația este de-a dreptul îngrijorătoare. Cât timp o să mai țină PSD-ul pe Virgil? Să vă răspundă domnul Ciucă? Cu nevoia de stabilitate. E război, e criză economică. Cum, Doamne, apără și păzește să plece guvernul ăsta? Minunat, domnul Simeon. Păi, ei nu au soluții. Este simplu. Nevoia asta de stabilitate ne duce, de fapt, în sărăcie și în faliment. Eu cred că noi avem soluțiile atâta timp cât PSD-ul girează. Mâine e citirea moțiunii împotriva lui Virgil Popescu. Ați semnat moțiunea usăriștilor? O votăm. O votați? O votăm cu două mâini și sperăm că acesta să fie factorul declanșator. Protestele noastre sunt unele sănătoase atâta timp cât nimeni nu plânge și cât copilul nu cere de mâncare. Păi nu-i dă nimeni. Dan Andronic, în ce măsură vezi un posibil succes al protestului domnului Simion și ulterior, odată factorul declanșator consacrat, pașii următori, alegeri anticipate și ce vrea domnul Simion? Bun, într-adevăr, astea sunt mijloacele democratice prin care te poți exprima ca și partid politic, ca și om politic. Da. În realitate, nu se va întâmpla nimic. De ce? Pentru că știm foarte bine că alegerile anticipate nu se pot organiza, așa cum este la ora actuală arhitectura constituțională. Este quasi imposibil, mă și mir că au mai băgat-o în Constituție o asemenea posibilitate. Iar în privința ieșitului în stradă, deocamdată eu nu cred că s-a atins momentul la care românii să fie extrem de supărați, revoltați pe ceea ce se întâmplă. Există o stare de nemulțumire latentă, dar care deocamdată nu se va manifesta în stradă. Pe de-o parte. Pe partea altă, dacă nu faci ceva organizat, și într-adevăr, poate aurul ar putea aduce oameni din afara țării, este foarte greu să coagulezi bucureșteni împotriva guvernului. Pentru că București întotdeauna s-a considerat și bucureștenii se consideră altceva și se comportă altfel. Ținând cont dar de facturile le vin la fel, 30% din PIB îl găsești în București, se fabrică în București. De acord, dar facturile le vin la fel. Or fie altfel, dar facturile sunt la fel. Au mai mulți bani, asta încerc să spun. Au alte perspective. Eu n-aș fi așa de pesimist. Cred că se uită în aceste momente și mulți bucureșteni și ilfoveni la noi și pe 2 octombrie vor fi în stradă. Vom vorbi duminică seară după protestul de duminică și vom vedea. Da? Fără să aduceți oameni din țară, în mod organizat? O să vină în mod organizat oameni din țară, dar sunt convins că și bucureștini. Câți puteți să aduceți domnul Simion din țară? Câți vor veni, câți vor dori? Ne organizăm, suntem singura opoziție în acest sistem iohanist. Hai să punem un autocar. Hai să punem un autocar pe județ, da? 40 de județe, 50 sunt 2000. 2000, domnul Ciutacu, da. Știm bine aritmetica asta a deplasărilor, a organizării. Aproximativ 2000, dar mai vin din 2-3000 din București. Și ar mai fi un aspect pe care vă rog, domnule, care n-ați făcut vorbire. Occidentalii ies în stradă datorită pericolului, datorită faptului că întreprinderile lor sunt în iminența falimentului. Păi oare ale noastre vor fi ocrotite? Nu. Dacă noi falimentează niște întreprinderi mari. Câte mai avem, domnul Dobrițoiu? Că mai avem câteva. Care au care produc piese pentru produsele lor în România, categoric că și ele o să fie închise. Deci cu alte cuvinte, frigul. Păi da, nu-i prea repede 2 octombrie până să se întâmple. Falimentele de zile lucrul ăsta. Și falimentele și sindicatele vor scoate lumea în stradă. Eu... Noi facem dar apel și la sindicate. Sunt 30 de zile. Facem apel și la fermieri. Vă rog, domnule. Nu e timpul fizic să coacă tot buboiul ăsta purulent ca să explodeze, domnul Simeon. Adică în 30 de zile n-o să vină. E ca afară, n-au venit facturile. Păi da, n-au venit facturile. Oamenii nu s-au desmedicit încă după concedii. Nu mai există organizațiile. Vedeți, sărășiște care să mobilizeze. O fi din cauza vârstei. Eu am 35 de ani și încă sunt puțin. Hai, ce drăguț sunteți. Adică noi suntem niște moșnești decrepiți. Nu, dar ați văzut multe chestii care v-au făcut să deveniți mai pesimiști. E normal odată cu vârsta. Aduceți dumneavoastră soarele pe strada noastră, domnul Simion. Când ați văzut ultimul protest spontan în România? Nu am văzut.
Păi... Suntem conștienți, tocmai de aceea anunțăm faptul că pe 2 octombrie o să ieșim în stradă. Nu dorim întâietatea acestui protest, se va ieși în piața Universității la ora 14. La Universitate, nu la Victoria? De la Universitate o să mergem către Victoria. Invităm toate entitățile, patronate, sindicate. Așa ceva? Dar n-are de ce să nu aprobe. Că tână, dă-l dracuși de inimă și ce trebuie nevoia doar, de stabilitate. Trebuie doar înștiințat, am trimis înștiințarea către Primăria Generală. Ce vreau să spun, ne-am întâlnit sâmbătă cu mai multe formațiuni. Luat de la principiu. Nu, nimic, nu ne-am certat. Mâine, la ora 10, la Palatul Parlamentului, vom organiza o primă dezbatere mâine împreună cu alte formațiuni politice, noi naționaliștii, suveraniștii, dar ne dăm mâna și cu partide ecologiste și cu persoane cunoscute pentru viziunile liberale, țărăniste. Facem un singur front împotriva asta acestui partid. Asta e aceeași inițiativă partid cu aia partidului stat ecologist? Asta e după întâlnirea de la Mamaia? Ne-am întâlnit și am convenit cu multe, nici măcar nu era la Mamaia, ați avut surse greșite. Dar unde era? Dronic, dar trebuie să vă felicit. Dar cu cine v-ați luat? A vrut altul să fie șef în locul noastră? Nu ne-am certat. Asta? Nu ne-am certat, spunea acolo cineva că domnul Mircea Diaconu s-ar fi supărat și ar fi plecat. Nimic mai adevărat. Domnul Mircea Diaconu a spus că vrea să participe la o construcție comună, dar nu ca figură politică, pentru că el de când a fost dat afară, a plecat din Partidul Național Liberal, nu a fost membru al unui partid politic. Îmbrățișez fiecare persoană care nu este în siajul partidului unic și cred că nu trebuie să așteptăm luna februarie, dacă nu o să ieșim masiv în stradă pe 2 octombrie și o să așteptăm să vină toate nenorocirile peste noi, înseamnă că n-am înțeles nimic. Pe mine mă opresc foarte mulți oameni pe stradă și îmi zic, domnul Simion, faceți ceva pentru noi, nu mai suportăm. Când ne chemați în stradă, că numai cineva care avea 100 de mașini de taxi mai rămăsese cu 10 în urma noi taxări, noilor impozite din august, mi-a spus, gata, pun mâinile jos și emigrez și eu, că nu mai am ce face. Sunt foarte mulți oameni nemulțumiți, mă opresc pe stradă, eu le spun cu 10% în opoziție totală față de actualul sistem, în Parlament nu pot face mai multe. Avem nevoie de voi, avem nevoie de oameni în stradă, avem nevoie, au distrus sindicatele, patronatele și atunci, sunt divizate. Și atunci vreau să cereți sprijin de la niște sindicate distruse? Ce pot facă sindicatele astea? Da. Sindicatele sunt distruse în România de 20 de ani. Și s-a făcut totul planificat. Divizarea revoluționarilor, distrugerea sindicatelor, divizarea patronatelor. De când... Păi și stați un pic și vă faceți dumneavoastră farul opoziției astea dezbinate? Vă acum adevărul dumneavoastră... e că dacă nu reușești să coagulezi mișcarea sindicală, partidele care aia sunt... Da, USR-ul păi s-a ei vor să se lase coagulați? Aia e întrebarea. Păi bune, nu poate omul ăsta singur, păi, chiar cu partidul întrebai, cu forța din teritoriu, să repede mobilizeze așa de multe lume încât să fie... Alice, eu știu că tu ești mama răniților, dar... Au un interes comun, le place sindicatelor ce se întâmplă, sunt mulțumiți de salarii, sunt mulțumiți de facturi, dacă da, foarte bine, să stea la cășile. Nu prea mai sunt sindicaliști. Nu-i deranjează, e adevărat. Noi avem relații bune. Dar sunt președinți care au niște venituri importante. Păi de aici ies ei 4-5 și cu George sau care... Au, sunt și ei pe scară. Vor fi întrebați. Stați un pic, că până acum am bârfit Partidul Stat, cum îi zice domnul Simion, Partidul Unic, și n-am întrebat-o pe doamna Carmen Avram. Vă îngrijorează, doamna Avram, tentativa de coagulare a domnului Simion, a tuturor forțelor de opoziție împotriva guvernului din care face și partidul nostru? Eu aș vrea să-i rog pe telespectatorii dumneavoastră să-și imagineze următorul lucru. Toată Europa și noi mai ales, așa, suntem astăzi ca un grup de oameni care încearcă să traverseze o prăpastie făcând așa o mișcare, un echilibru instabil, încercând să mergem pe vârfuri, să nu deranjăm prea mult, pentru că nu știi ce se întâmplă. Dacă cineva vrea neapărat să ne dea pe toți, să ne arunce pe toți în prăpastie, mișcând un pic și stricând acest echilibru instabil, atunci eu sper că toți cei care vor să dărâme acest guvern au pregătiți acum specialiști. Poate? Și mă refer aici la partide care n-au demonstrat nimic până acum. Care sunt partidele? Nici USR,
nici aur. Și dacă dar dumneavoastră, cred, la actuala guvernare, doamna Avram, aveți un specialist foarte bun la energie acolo, pe domnul Popescu. Domnul Popescu este întâi și întâi la PNL și dacă și știu sigur că vă uitați și că sunt la televizor și că citiți și că sunteți foarte informat. Îl și măscărește, nu numai că se uită la el la televizor. Cât PSD a fost la a făcut parte din acest guvern, a luat toate măsurile pe care îi se permiteau în aceste condiții. Cine trebuia să le permită, Carmen Avram? Aceste condiții foarte dure, financiare, în care ne zbatem de crize, de multiple crize, au venit cu sprijin pentru businessul românesc. PSD a venit cu sprijin pentru categoriile vulnerabile de români. PSD a venit în sprijinul elevilor. PSD a făcut o mulțime de programe și de strategii și a dat foarte mult ajutor la acești oameni. Carmen Avram, ți-a venit vreo factură pe aerul condiționat consumat în vara asta? Că mie mi-a venit. Da, și mie, 1100 de lei. Am făcut tot posibilul să nu consum aerul condiționat. Ferice de tine că ai putut. Nou nu ne-a ieșit. Și să știi că arată înspăimântător. Deci, dincolo de echilibru fragil de care vorbești tu, sunt oameni care, bun, se poate trăi și fără aer condiționat, sigur. Se poate trăi și în Siberia, dar se poate trăi și în Zecher. Puțin, pentru că ni se spune, astăzi a fost o conferință de presă în care ni se spunea, de la nivelul Comisiei Europene, Comisarul pentru Economie a spus că așa cum arată datele în Uniunea Europeană, la începutul anului viitor, până la mijlocul anului viitor, se va atinge maximul acestei crize și la mijlocul anului viitor prețurile vor începe să scadă. Hai, ca pe vremea lui Ciorbea, trebuie să ajungem întâi la fundul gropii ca să avem de unde ne ridicăm. Am lămurit. Pentru cine mai rezistă? George Simion. Cine trebuie să permită să se ia măsuri mai... Eu v-am răspuns, nu știu dacă ați auzit. Păi mai ziceți odată, ca să audă. Însărcinatul... Care însărcinat? De la ambasadă. Care ambasadă? Domnul, de la ambasada americană, domnul Muniz, care a fost la nunta... Păi stați, nu, acum cădeți în păcatul ăla. Și eu am fost la nunta dumneavoastră. Așa, foarte păi bine. Și m-am jurat... Reprezentați vreo ambasadă? Deci tu ești însărcinat de la România TV. Eu sunt însărcinat de la România TV, dar n-am fost însărcinat să vin la nunta dumneavoastră. Domnul Ciutacu. Cați au fost însărcinat? Domnul Ciutacu. Muniz n-avea voie să se ducă pe persoană fizică la Virgil la nuntă? Mă rog, poate la criza energetică de la nivel european, deși nu cred, eu cred că la fel ca exagerarea pandemiei COVID, la fel și această criză este aranjată și planificată. Dar poate criza energetică la nivel european are o justificare în războiul din Ucraina, dar în România această criză înainte de război, cu 6 luni de când regimul Iohannis, reprezentat cu onor de Virgil Popescu și de al dumneavoastră președinte Klaus Iohannis, au primit în plic de la Bruxelles chestiunea cu liberalizarea prețului energiei. Noi importăm în acest moment energie din Polonia. Polonia 80% din energie o produce pe cărbune. Și își permite, pentru că Polonia este Polonia, iar noi suntem cu ministrul energiei Virgil Popescu. Și noi vindem mintea. Nu că o vindem, o vindem pe bucăți. Pe bucăți. Mă rog, ca un tot închis, ca să fiu mai exact. La 90 de milioane de euro, când numai pentru reteconologizare s-au dat 150 de euro. V-au acuzat noile dumneavoastră contestatare, că în loc să vă legați... Eu nu cred că au primit de la Comisia Europeană așa ceva. Păi, cel puțin asta liberalizarea prețurilor, ba da. Liberalizarea prețurilor de la Comisie în plic la Bruxelles. Onor Klaus Iohannis. Repet, noile noastră contestatare. Cine, domnule? Mă rog, grupa amazonelor care vă detestă mai nou, v-au acuzat că în loc să vă legați cu lanțurile de termocentrala Midia, dumneavoastră v-ați însurat. M-am însurat, a fost totul planificat. A fost o chestiune planificată. Deci a fost o diversiune. Vă dați a dumneavoastră, ca să pot să vândă Virgil mintea. Mi-am făcut nuntă, m-au mai acuzat și că... mi-am schimbat mireasa în luna aceea. Nu, v-a lăsat mireasa. Bine că m-a schimbat-o în timpul. A fugit mireasa originală și... Și a trebuit să găsesc alta. Ce m-au mai acuzat? Păi nu, aia cu mintea. Lăsați treaba noastră cu miresele, vă privește pe noastră. Deci eu în ziua anunții trebuia să mă duc... Să vă legați cu lanțuri de mintea. Exact. Îmi pare rău. N-ați reușit treaba. Pare rău că toată lumea... Sau să fi luat darul de nuntă, să fi încercat să o cumpărați dumneavoastră. Hei, v-ați gândit la treaba asta? Sau să vă duceți în insule Caiman, acolo să vă legați, că acolo are sediu, nu? Offshore-ul ăla, da. Offshore-ul. Irachian, Iordania, la poarta omului. Cu origine la stăpânii domnului Virgil Popescu din portul Constanța. Care ruși, domnule? Niște ruși, îi cheamă Comănescu, da. A, ziceți că...
Cu Mănescu ăla, magnatul de pe litoral? Exact. Și ziceți că el e irachianul, iordanianul. Așa și-a manifestat interesul de a cumpăra minte. Și-a manifestat, dar după aceea că s-a retras omul. Că așa a fost prevăzut în PNRR. Și după aia a scos-o. După aia, că era prea evident. Așa. Noi hai să ne întoarcem în București, că caimanul ăsta mă obosește, domnul și domnul. Breaking news. Domnilor, domnilor, scandal cât casa în rețelele sociale și nu numai, George Simion ar fi fost huiduit astăzi de elevii liceului pe care l-a absolvit și unde a îndrăznit că a fost absolvent să se ducă la festivitatea de deschidere și să rostească câteva cuvinte. Mai țineți minte momentul ăla cu pixelul albastru, domnilor și domnilor, că fiecare are câte o școală de gândire la afacerea asta. Ei, vă voi prezenta toate filmulețele de pe piață, filmulețul domnului Simion, filmulețul reziștilor care au filmat momentul cu presupusa huiduială și analizăm, cum se zice, frame by frame, cum ne zicea domnul Funeriu la momentul respectiv, să vedem, vorba lui Porumboiu, a fost sau n-a fost? Nu? E și un film care a luat nu știu ce premii internaționale. Deci, domnul Simion, cu ce filmare începem? Filmarea pe care a dat-o domnul Simion, că le dăm și noi în ordine cronologică. Întâi a dat domnul Simion. Prima și a doua, că am dat și brutul. Să vedem dacă două avem de la dumneavoastră, una de la reziști, că atâta s-a putut domnul Simion. Procesul etapei. Hai să dăm drumul la filmări. Sunteți într-un colegiu național de prestigiu. Singura dorință pe care o am și singura urare pe care o fac este să găsiți motivele mai mult interioare pentru ca după absolvirea Lazărului să rămâneți în țară. Ce vă doresc este să vă luați rolul în serios, pentru că peste 10, 20, 30 de ani de acum înainte, voi veți fi generația care va conduce România. Un an școlar fără probleme, fără școală online și cu cât mai multe bucurii. Este vorba despre domnul George Simion. Pe Facebook sau pe TikTok. E, acum să dăm domnul Simion și filmarea făcută de adversarii dumneavoastră politici. Montajul, da. Păi nu, ei au zis că dumneavoastră ați montaj că ați dat sonorul mai încet la huiduială. Hai să vedem filmulețul lor. Huiduiala era casă de piatră. Domnul, stați un pic. Domnul Andronic e încordat acolo, așteaptă dovada, proba verității. Haideți, domnul Andronic, vedem și filmul reziștilor. Domnul Andronic, repet întrebarea lui Porumboiu, a fost sau n-a fost? Cea de-a doua pare montaj, așa, la prima vedere. A doua pare montaj? Cea... Da, pare că s-au adăugat sunete. Da, dar asta se poate vedea, se poate face o analiză foarte simplă și Eu am citit explicațiile domnului ăla care a afirmat, care a zis că de fapt au huiduit doi și s-au mai înturat opt, văd că era foarte atent la detalii, și că era o zonă de rezonanță care a generat un ecou. Știți ce se întâmplă? Haideți să vedem ce înseamnă huiduială. Huiduială, în primul rând, înseamnă fluierături.
Da, că nu există huiduială. Și dă la cu huă, ca la meci. Păi, iar fluierături nu se aud. Sau e ceva, e un zgomot. Da. Destul de amestecat, care pe înregistrarea originală nu se aude. Dar aici, ascultând-o, pur și simplu, pare adăugat. Păi nu, acuzația... E sunetul de trei ori. Acuzația lor, domnule Simeone, că dumneavoastră ați dat mai încet cu duiurile, că dumneavoastră ați montat. Domnul Ciutacu, nu era nicio problemă dacă eram huiduit. Dar v-ați mai luat huiduiele în viață, așa? Adică nu mă deranjează. Dar să vii într-o anumită zonă a presei și să rostogolești huiduiele. Au fost... Pe dumneavoastră ca pe dumneavoastră, dar este un adevărat asalt al luminatelor figuri rezist pe Facebook împotriva directoarei alea, că de ce a permis liderului extremist să vină în liceu și să propage ideile neofasciste și regionale. Săraca doamna director nu are nicio vină. Anul trecut a venit Florin Câțu. Trebuie să vorbiți de căldură, că aia sigur e ideea extremistă. Da, corect, da. Și de spălat. Să aibă căldură în clasă. Bun. E normal și foarte bine, elevii de liceu, și eu huiduiam sau aplaudam în liceu, în facultate, ține de libera exprimare, din imagini că le-am văzut după aia, care mi-ar fi întrerupt discursul, așa a formulat un ume, se aude cineva spune casă de piatră și o fată a strigat huo sau ceva așa de genul ăsta. Și după aia, eu am zis, domne, nu au existat huiduiele de genul, nu, da. Și au făcut un montaj cu respectiva fată și au pus-o de trei ori. Da, bravo! Ce mi s-a părut mie fabulos. Suntem politicieni, lumea ne iubește, ne urăște, nu e nicio problemă, dar probabil am crescut foarte mult în simpatie. Am crescut foarte mult în simpatiile populației, încât trebuie să mă rog, alții v-au reproșat. Îngăduiți-i și mie câteva. Vă rog, domnule general. Un lucru este cert. Sunetul se auzea nu în a doua înregistrare, ca și cum ar fi fost înregistrat pe telefon sau pe alt device din mulțime. În al treilea rând, politicienii sunt oameni versați. Și dacă cineva îl huiduia pe domnul președinte, în mod normal te adresezi celor care te... Nu poți să lași să treci cu vederea o astfel. Nu-i problemă, iubim și pe cei care ne huiduie. Domne, că așa se procedează. Dar acum cum au sărit pe Phoenix, cum au sărit pe Victor și pe Robert Turcescu? Cum au sărit? Vorbesc între ei când se adună prima zi. Foarte bine și normal. Și erau 500, dacă au huiduit 8, ok, care-i problema? E posibil să se fi întâmplat că 8 huiduiau. Dar asta nu spune nimic, că toată lumea trebuie să-l iubească pe Sibiu sau să-l accepte. Dar erau 500 de copii și de părinți acolo. Și în general politicienii, hai să fim serioși, că mă duceam și eu la deschiderea anului școlar când era fiul. Școala generală și apăreau tot soiul de aia, de la prefectură, de la consiliul local, erau plictisitori de moarte, adică mă plictiseau pe mine, care și știam, da? Nu, dar ideea este că n-a fost o manifestație de amploare, nici pe în care cineva, câteva sute de elevi. Hai să o luăm altfel. Carmen Avram, și mă adresez omului de televiziune, care ești înainte de a fi politician și, mă rog, sper să nu comit vreo gafă, ești mult mai om de televiziune decât politician. Ce mi s-a părut mie frapant în povestea asta, că am citit și eu și încercam să găsesc niște imagini. Tot scandalul a fost declanșat de un post de televiziune, mă rog, domnul Simeone îi pune grește până drept făcându-i unitate militară, eu zic că nici aspiranți nu sunt la statutul ăsta. Sunt, dar rezervă. Care citea un text, noi vorbim despre un post de televiziune, care scrisese un text pe care îl citeau toți disciplinați și nu aveau nicio imagine. Și ăla a fost primul moment care mie mi-a generat. Și ei erau, domnule, dar suntem siguri că l-au huiduit. Mai aveți vreo imagine? Nu avem, dar știm că există. După aia a apărut filmarea domnului Simeon, aia în care, mă rog, era un soi de Ștefan Bănică junior, Oana Sârbu mai lipsea, dar mă rog, nu vreau să intru în subtilități. Și după aia a apărut filmarea prezistului de la Vice, care inițial a zis că a fost și după aia că a fost mai puțin, că erau doi care s-au mai combinat cu 8. Mi-a plăcut exactitatea cifrelor. Ție cum îți arată povestea asta? Dincolo de simpatia, antipatia față de domnul Simeon și de rivalitatea politică a partidelor voastre. Ar fi trebuit să văd imaginile și din păcate nu le-am văzut fiind online, dar în primul rând după sunet și mie mi se pare că sunetul a fost pus ulterior sau amplificat, pus de două ori același sunet, un pic decalat ca să pară că sunt mai multe voci în același timp.
Cred că au fost montate microfoane într-o zonă în care se vorbea mai tare sau poate au huiduit câțiva și se auzea mai tare acea zonă. Victor Ciutacu, breaking news. Directoarea așa, care a primit donațiile noastre cu alimentele care, pe care au rămas după nuntă, ulei, cartofi și așa. De unde? Din Vâlcea. Este amenințată de DGASPC că va fi dată afară. Am dat la niște... Bun, stați un pic, deci dumneavoastră, am văzut acțiunea noastră că ați strâns alimentele care au rămas în urma nunții și le-ați donat. Bănuiesc la niște un centru de copii. Un centru de copii care e subordonat DGASPC-ului, da? Și acum directoarea care a primit alimentele este amenințată că o să fie dată afară. De cine? De conducerea DGASPC. Bun, e foarte simplu. DGASPC e în subordinea Consiliului Județean Vâlcea. Habar n-am cine e președintele Consiliului Județean Vâlcea. Domnul președinte al Consiliului Județean, sau poate doamna, habar n-am. Aveți un punct de vedere pe tema asta? Și dacă da, l-aștept cu foarte mult interes. Vreau să mă întorc la poveste. E revoltător dacă se întâmplă ceea ce spuneți dumneavoastră. Și e o listă treaba asta lungă. Nu trebuie să rămână așa. Dar eu m-am văzut alt lucru. Fac exces de zel, nu trebuie să fie neapărat șeful Consiliului Județean. Șeful Consiliului Județean e șeful de GSPC-ului Carmen Avram în toate județele. Sunt și niște sfinți mici. E drept. Păi să-l dea afară pe Sfântul Mic care și-a permis să facă chestia asta. Domnul Constantin Rădulescu de la PSD. Trăiți? Ne anunțați și pe noi? Constantin Rădulescu de la PSD este un om foarte simpatic, foarte citit, foarte, foarte bun ca administrator, foarte bun în relațiile cu oamenii, foarte bun pentru județ. Perfect. În vedere că stă acolo. Deci toată conducerea județului este de la PSD, doamna Avram, deci aștept un punct de vedere al partidului, al Consiliului Județean, al oricui vrea. Dar vreau să mă întorc la povestea din București, pentru că am văzut că sistemul și-a slobozit toți influencerii, ca să-l citesc pe domnul Bogdan Iacob de la InPolitics, ca să cășune pe directoarea aia, că de ce l-a primit pe Simion, fost absolvent al liceului, în liceu. Anul trecut a fost Câțu, condamnat pentru băutură în Statele Unite ale Americii, cu pușcărie. Tot la liceu pe care l-a absolvit, întâmplător tot Lazar. N-am auzit vreun scandal, ba dimpotrivă, Câțu era cool. Și acum întreb eu, că și eu am absolvit un liceu bunicel, zice lumea, și cam al treilea la vremea respectivă. Eu am voie să mai calc în liceul ăla? Nu de altă, dar am fost la nunta liderului extremist și poate întinez nobilele idealuri de sine. Noi am ajuns la nebunia asta, Dane? Despre ce vorbim? Hai, cancel culture sau cum vrei. Dai statuile moșierilor care aveau sclavi negri jos de pe socru și așa mai departe. Dar am mai fost în nebunia asta, nu trebuie să ne mirăm. Da, Carmen, 2017-2018. Păi și o luăm iar de la capăt, pe bune. Ce-i tâmpenia asta? Omul ăsta a terminat un liceu, a îndrăznit să-l termine. Înțeleg că a luat și notă măricică la BAC. Bravo lui, onoare. Deci 69, știi ce ne arată, Victor? Că ce arată, Dane? Până la urmă, reflexul partidului sau partidului aflat la guvernare rămâne același indiferent de ideologie. Și indiferent de lucrurile prin care au trecut în opoziție. Când erau în opoziție. Pentru că ăsta este un comportament abuziv, ca să folosesc un cuvânt civilizat, în care încerci să pui pumnul în gură absolut inutil unui om politic care s-a dus la un liceu. Deci nu s-a dus la 100 de licee, nu s-a dus la... S-a dus la un liceu cu care, culmea, avea și o legătură. Adică nu s-a dus așa... Nu a ales liceul ăla după cât de bine era dotat, după cât de bine era situația sau cine învăța acolo. Nu vorbeam de o rivalitate politică. Vorbeam de o filmare contrafăcută, falsificată și prezentată altfel. Eu am trecut când a fost domnul instrumentat politic, Carmen, n-ai cum să nu... Celelalte abuzuri. Când a fost domnul Câțu la Colegiul Național Gheorghe Lazar, pe care l-am absolvit în 2005, nu m-am dus acolo. M-am dus la școala generală, 87, din Vitan Bobocica, pe care am urmat-o. Chiar nu erau joapă nimeni. Da. Nu erau televiziuni și nu s-au mai apărut huiduieli puse la montaj. Data viitoare promit că mă duc la Filiaș. Hai să vă dau o poză. Iete pe domnul Câțu anul trecut la liceul Lazar. Pe vremea când o ardeau ei dansatori, vă mai amintiți? Sunt și niște imagini video foarte sugestive, doar că erau cu măști atâta. Nu l-ar fi recunoscut pe domnul Câțu dacă n-au făcut scandal. Ăsta ar trebui să fie un moment frumos.
că e Câțu, că nu, dar, e George, că stai, e Iohannis, eu am ascultat, eu am ascultat discursul domnului Sibiu. N-a fost nimic politic, păcatele mele, adică să învețe, să fie bine, să nu plece din țară. Să rămână în țară, să facă cinste școlii, familiilor, adică niște chestii pe care le spune orice om sănătos la cap unor copii care sunt la început de an de învățământ. Anul viitor mă duc în Braloștița, lângă Filiaș, unde sunt copii de care cărora le dau bursă lunară, pentru că am văzut, din păcate, copii clasa 3-a, 4-a, 5-a nu știu adunare și scădere. Păi asta e o mare problemă. Calitatea actului educativ nu ține de WC-urile din fundul curții, ține de profesorii pe care ai și ce școală faci la, de dotări, de interesul părinților, de posibilitatea părinților de a-i ține în școală. E jale. Oamenii ar vrea, poate, dar dacă n-au bani... I-am văzut copiii ăștia la mare. Spuneți-mi de copiii ăștia trei. Unde sunt? Unde învață? Braloștița, lângă Filiaș, și i-a pus Ilinca să facă teme, adunare, scădere, chestiuni simple. Le-am zis că anul viitor nu-i mai luăm la mare dacă nu ne trimit în fiecare seară poze cu ce teme fac. Și acum au început sărăcuții. Dar nu există un interes pentru copiii din mediul rural. Este dezastru ce se întâmplă și da, dincolo de... Da, asta cu școala la sat chiar e o problemă gravă, foarte, se adâncește și chiar, sincer, nici nu știu cine ar putea să o rezolve și cum să o abordeze. Se numește stat. Se numește Ministerul Învățământului. O mare problemă și... Și ți se pare că Ministerul Învățământului e foarte preocupat de situația asta? Eu am spus că îl cheamă pe la care poate să o rezolve. Domnul Câmpeanu a făcut la Sfântul Sava, care era colegiul național rival cu noi, a făcut scandal că nu exista o plasă acolo. Din păcate, în mediul rural nu există foarte, foarte multe lucruri. Și ce s-a întâmplat acum cu începutul școlii pe 4 septembrie în loc de 15 septembrie a lovit în turismul românesc și a lovit și în plăcerea copiilor de a rămâne un pic în vacanță. N-am înțeles. Lăsați-i, domnul Simion, că au avut 3 luni vacanță acum, cât să aibă. Putea să... Se mai ducă și la școală, că de altă parte spunem că nu merge școala, dar când se duc mai devreme la școală, de ce se duc? Știi cum e, Dane? Și de sezonul turistic. Știi cum e vorba aia, Dane? Dacă era bună școala, o luau boierii. Pă bune, adică... Mai e o altă chestiune. Când se duc la școală, să facă ceea ce trebuie. Dascălii cu copiii. Da, mă rog, bun, stați că nu intrăm acum în dezbaterea asupra învățământului românesc, că pornirăm de la huiduielile la adresa domnului Simion și cu reformăm și sistemul de învățământ. Deci ne întoarcem la poveste. Bun, și mă rog, o să se ducă și asta la fel. Da, vă dați seama. Vă întreb acum cât se poate de sincer că ați scormonit într-un soi de mușuroi și că au dat drumul la toate stihiile, sau mă rog, la o parte dintre stihii asupra dumneavoastră, și că pe măsură ce veți crește, dacă veți mai crește din punct de vedere electoral, tot ce era influencer, sau spuneți-i dumneavoastră cum vreți, năimit în Piața Victoriei, va fi împotriva dumneavoastră? Păi să vină și Godină și Tudor Chirilă și toată lumea. Să vină, îi așteptăm. Și faceți ce? Rezistăm și noi. Rezist sau care da, ideea? Da. Nu ne deranjează chestiunea asta, chiar nu ne... Bun, eu înțeleg că dumneavoastră sunteți un lider politic care trăiește din controverse și care se încarcă, da? Vor mai fi huiduiele, așteptăm toate huiduielile, ne fac bine. Domnul foarte Simion, bine. Vine miliția, vine procuratura, lăsați huiduielile că ăsta e primul pas din lungul șirii. Îi așteptăm, cu mare drag, o să filmăm, o să-i filmăm și o să-i arătăm și lumea o să decidă. Noi punem filmarea noastră, ei să pună filmarea lor. Bun, și să vorbim cu dovezile pe masă. Ce o să vină procurorii? O să-mi inventeze mită? O să vă caute la declarația de avere, primul orice. Lucru. Îi rugăm. O să zică, domne, uite, sunt și eu însurat. Uite, ați luat mită de la unul dintre aia care v-au plătit munta. Sau o parte de multă, că i-ați promis că îl ajutați cu nu știu ce în Parlament. Vă dau un exemplu. Noroc că eu nu ajut pe nimeni. A, dumneavoastră nu ajutați pe nimeni? Nu ajut pe nimeni. Și oamenii v-au ajutat din simpatie și atunci. Le-am zis de pe acum și le-am zis tuturor care vor să vină. Vedeți că nu vă pun președinți și stați liniștiți. Nu trebuie să-i puneți președinți, nu, trebuie să-i ajutați. Noi suntem acum foarte apetisanți că reprezentăm o sursă de sinecuri în stat. În momentul în care AUR ajunge la guvernare, nu vom numi la deconcentrate om chelneriță la Apele Române. Și doar ce pentru să că e membru de partid. Un specialist la Apele Române. Poate a mai rămas unul singur acolo la unde? Apele Române, de acolo, din instituție. Deci vreți să stricați tradiția, cu alte cuvinte. Da, da, da. Exact. Dar ce vă veni așa?
cu specialistul de apele române. Nu, dar așa, în general, vorba domnului Dobrițu, are și poporul ăsta niște tradiții, da? Niște obiceiuri, niște obiceiuri, da, obiceiul tradiții pământului. Strămoșești. Da, da, da. Și v-ați venit, dumneavoastră parcă erați păstrător de tradiții, nu stricător. Am înțeles, da, dar nu asta cu 10%. Se angajează secretar, apoi ce criterii șoferul, apoi ce criterii. Dar lasă-mă, ai secretar și șoferul ăla sunt bai de fol. Sensibile, da. Pe bune, acum i-au făcut dosar penal omul ăla de la agricultură, că a zis ca să ia examenul nu știu cine cu subiectele știute. Păi da, da, tu n-ai înțeles că bătaia era la bătrân, la Nea Petrică? Te taie râsul, pe bune, s-a dus vreunul să citească bibliografia și să dea examen concurs ăsta, ce-o fi, pe bune? Eu nu cred că s-a întâmplat asta în ultimii 20 de ani buni, da? Dumnezeu mie, dacă mi-a plăcut ceva în dosarul ăla, și sigur nu-mi plac dosarele de nea, ar fi cu lumea să-mi placă, a fost, mă rog, din interceptările alea, mărturisirea de o sinceritate dezarmantă a ministrului agriculturii, că toți sunt proști făcuți grămadă și că până la urmă trebuie ales unul dintre exact ei, adică domnul Simion, de unde luați dumneavoastră unii care nu sunt proști făcuți grămadă? Repet, eu cred că la apele române mai sunt. Da, dar da, numai la apele române aveți de numit, aveți o idee fixă. Peste tot, știu că sunt foarte multe neveste. Vă mai dai de asta de făcut bani. Apia, Afir, ANR. ANR, da, 12.000 de euro. De la 12.000 de euro dacă nu faci nimic, domnul Simion. Așa, 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 așa. Bine. Deci de 12.000 de euro trebuie să fii neutru, ca Elveția. Am înțeles. De la 12.000 încolo mai discutăm. Am înțeles ce îmi spuneți dumneavoastră. Păi o să aveți și dumneavoastră la viitor algoritm politic o funcție în ANR. De unde îl luați pe specialistul ăla? De 12.000 pe lună. Păi uitați, domnul Petrișor Peiu, care a fost refuzat de PSD pentru că era prea apropiat de AUR. Era un specialist prea bun pentru AUR. Îl numim pe domnul Petrișor. Ești domnul Petrișor, pe eu vine tot din vâltoarea politice autohtone. Unii dintre noi din, mai, din Partidul Țărănesc, da. Da, unii mai purii așa, ne amintim pe domnul Pei în calitate de consilier al premierilor țărăniști și după aia de director la SIDEX pus politic. Nu i-a sfătuit prost. Nu din știu dacă i-a sfătuit prost sau nu, dar bun, l-aveți pe Peiu acolo, care ziceți că ok, e din zonă. Dar aveți pentru o țară întreagă, domnul Simion? Eu cred că în instituțiile statului, adică nu cred, eu am văzut în instituțiile statului... Că dumneavoastră statului, vă propune să preluați guvernarea, dacă preluați guvernarea statului, aveți de pus. Și ce punem? Membrii de partid, pile, relații. În instituțiile statului încă sunt oameni capabili care ne scriu, domnul Ciucacu. Ne scriu. Nu, că păi ei sunt acolo, nu trebuie să-i aducem de undeva, să inventăm de la Bruxelles. Nu, sunt acolo în instituțiile veniți statului. Veniți ca să rășiște astea lui Cioloș, că tehnocrații de fapt toți erau numai la unitatea militară de care s-a constituit Cioloș, la Ministerul Sănătății. Era Vlad Voiculescu cu o echipă de 5-6 așa? Și se plângeau de ăștia din minister, ăștia din minister, aia din minister de bine de rău țin sistemul sanitar pe linia de plutire de atâția ani. Câțiva. Că restul sunt numiri politice și cu numiri politice peste tot până la femeia de serviciu s-a ajuns unde s-a ajuns. Acolo e problema, de fapt. Și nu cred că nici doamna avocat, nici domnul Andronic nu mă pot contrazice. Domnul Simion, am o surpriză pentru dumneavoastră. Doamne, nu știu unde o să găsești atâția competenți, George. În instituții sunt, dar nu trebuie sute. În fiecare instituție trebuie câțiva. Surpriza momentului, domnilor și domnilor, este că unul dintre puternicii contestatari, doamna Dana Budeanu, este alături de noi. Doamne va fi după tine, uite, doamna Dana Budeanu, împreună cu inegalabilul domn Ilie Șerbănescu, sunt acolo și așteaptă. Te deranjează criticile Danei Budeanu, George? Mă bucură. De ce te bucură? Până la urmă... Mai un pic să-mi spui că ți-a plăcut huiduitea la George Lazar. Nu sunt chiar așa masochist. Nu? Nu. Păi și de ce te bucură criticile Danei Budeanu? Păi înțeleg că organizarea la nuntă a fost atât de bună încât ar fi trebuit să fie organizată de... Păi a zis că unitatea niște, militară care vă susține, domnul garnizoane. Președinte. Păi așa a zis că garnizoane. Nu, noi suntem natural atât de bun. Ne-am, sunteți natural? Da. Păi bun, și ne-am învățat dar, la locul de muncă. Dar numai asta, că ați luat-o și dumneavoastră pe asta ultima de bună a Danei. Dar alelalte când v-a zis că așa, 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 așa. Că ce, că scusie? Păi dar nu zici, mai e o tântică din astea care a fost la toate, toate guvernele și numai cu sie mă ține de la nuntă încoace. Adică zici că, uite, doamna, zici că numai cu sie îl țineți, doamna Budeanu, de la început. Și vreau și la SRI. A zis că îl țineți numai cu sie, doamna Budeanu, și că vrea și cu SRI. Și că sunt ei buni natural, nu e de la garnizoană. E prea bun, prea ca la țară.
Dacă e și SIE și SRI, uite, bun. Doamna Budeanu v-a spus. Doamnelor, domnilor, mulțumesc că ați fost alături de noi în această primă parte a emisiunii și vă conjur, rămâneți și pentru cea de-a doua parte, pentru că Dana Budeanu demască noua propagandă, doamnelor și domnilor, este vorba despre uriașa manipulare a maselor. Veți vedea ordinul pe care l-au dat hoardelor rezist. Dana Budeanu sare și în apărarea ministrului Petre Daia și desfințează pe cei care diriguiesc sistemul energetic național. Cum au ajuns să ne facă să abandonăm lactatele pentru insecte și multe, multe alte lucruri, aflați în cea de-a doua parte a emisiunii. Rămâneți, chiar merită. Există multe sfaturi bune în caz de extenuare. Avem un sfat simplu. Bereș Magneziu Forte 375 mg cu conținut maxim recomandat de